Salut prieteni, sunt Angel și astăzi sunt încântat să vă anunț că vom face o schimbare pe canal. Nu voi mai fi doar eu, nu veți mai vedea doar fața mea pe acest canal și mă bucur acest lucru pentru că, după cum probabil știți, este greu să faci conținut de calitate și mult, pentru că necesită mult timp. Așa că vom începe diferite segmente pe acest canal. Unul dintre aceste segmente va fi, bineînțeles, cu gătit. Pentru că asta trebuie să faci în momentul în care vrei să ai un stil de viață mai sănătos. Gătitul este un segment destul de important din viața noastră. Așa că, în acest segment, va intra Diana. Diana ne va ajuta cu rețete și veți găsi o rețetă săptămânal. Desigur, fiecare rețetă va avea și un articol pe blog. Deci dacă vedeți o rețetă, vă uitați în descriere, veți găsi un link acolo și toată rețeta va fi descrisă. Mulțumesc, Angel! Abia aștept să începem! Fără altă introducere, cu drag, binevenit! Spor la primul tău video, eu m-am retras! Dragilor, noi astăzi o să facem două rețete de salată sănătoasă, care o să fie foarte ușor de luat la pachet, dacă vă doriți asta. Bineînțeles, valorile nutriționale o să le găsiți pe blog și tot acolo o să găsiți și întreaga rețetă. Iar acum să nu mai pierdem vremea și haideți să vă arăt rețetele. Începem acum cu prima rețetă de astăzi, o salată cu pui și mai întâi o să tăiem legumele. Începem cu ceaba pe care o tăiem în rondele subțiri, iar mai apoi trecem și la ardei, pe care o să-l tăiem în cubulețe micuțe. Mai departe o să tăiem și o jumătate de avocado. Și pregătim și frunzele de salată. Eu am ales un mix de salată gata făcut, peste care o să adăugăm bucățelele de avocado tăiate, apoi ceapa. Și ardeiul tăiat cu bulețe. Iar acum trecem și la pieptul de pui pe care l-am gătit înainte. L-am condimentat după gust, sare, piper, boia și l-am prăjit în tigaie. Iar acum o să-l tăiem în cubulețe mici și-l adăugăm și pe el la salata de astăzi. Mai departe o să avem nevoie de 50 de grame de năut, 50 de grame de fasole și 50 de grame de porumb. Toate la conservă, prefierte. Și cam aceasta este salata de astăzi, la care o să adăugăm acum și sosul. O să avem nevoie de jumătate de lămâie, câteva frunze de busuioc pe care le tăiem și două linguri de iaurt. Adăugăm și o lingură de ulei, o jumătate de lingură de muștar și sare și piper după gust. Punem și sucul de lămâie, de la un sfert de lămâie, busuiocul și amestecăm bine. Adăugăm sosul făcut peste salată, o amestecăm bine și aceasta este gata de servire. Iar noi acum o să trecem la cea de-a doua rețetă, care va fi o salată cu paste. O să avem nevoie de câteva frunze de ceapă verde pe care o să le tăiem, 5-6 roșii cherry pe care le tăiem feliuțe și jumătate de castravete tăiat cu bulețe. Mai departe o să mai avem nevoie de mozzarella. Eu am ales mini mozzarella, dar puteți să alegeți și altă variantă și am folosit cam 8 bucățele și câteva măsline pe care le-am tăiat rondele. Ca frunze de salată, de data aceasta am ales spanac, dar dacă nu vă place, puteți să folosiți orice alte frunze de salată și adăugăm peste legumele pe care le-am tăiat, măslinele și mozzarella. Punem acum și pastele pe care le-am fiert înainte, o lingură de ulei deasupra și la fel condimentăm după gust. Eu am aici un mix de sare și piper și mai punem și câteva frunzulițe de busuioc. Amestecăm totul bine și cea de-a doua rețetă de salată de astăzi cu paste este și ea gata de servit.
Acestea au fost cele două rețete de salată de săptămâna aceasta. Sper că v-au plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Și bineînțeles, puteți să mergeți acolo jos în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce rețete vreți să mai vedeți. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă rețetă, iar până atunci eu v-am pupat. Pa, pa!